Tensiune amestecată cu încredere, acestea au părut a fi senzațiile transmise la conferința de presă de Daniel Isaile și Hubert Fournier, antrenorii de la Astra, respectiv Olympique Lyon, în preziua marelui meci. Suntem foarte nerăbdători, încrezători și foarte motivați pentru jocul de mâine. Așteptăm cu încredere, știm că nu ne așteaptă un joc ușor, sunt convins că cei de la Lyon vor veni foarte motivați, orgoliu rănit, să-și ia revanșa. Daniel Isaile a cerut sprijinul publicului joi seară, declarând că elevii săi pot face istorie pentru Giurgiu. Sperăm din tot sufletul ca stadionul să fie plin, să ne încurajeze publicul, pentru că avem mare nevoie. Putem face istorie pentru acest oraș. În ciuda încrederii afișate, Daniel Isaile se confruntă cu o mare problemă. Golgheterul Chehin de Fatay nu s-a antrenat de 3 zile cu echipa din cauza unei accidentări și sunt șanse minime de a fi recuperat până la ora meciului. Isaile susține că are și un plan de rezervă dacă nigerianul nu va putea fi prezent pe teren. Fatay n-a făcut antrenament, nu cred că poate face nici astăzi. Vom vedea până mâine la ora jocului, dar sunt șanse destul de mici. Lipsa lui Fatay este regretată și de Gabi Enache. Într-adevăr, este o pierdere pentru noi, dar cine intră să-și facă treaba foarte bine și să scrie la cașier. Alături de Fatay, de la Astra vor mai absenta Găman, accidentat, și Mățel, care se antrenează în continuare separat după conflictul cu Ioan Niculae. Probleme sunt și pentru Hubert Fournier, care nu poate conta pe 10 jucători. Cu toate acestea, tehnicianul oaspeților rămâne încrezător. Am venit aici să câștigăm și să ne calificăm. Vom evolua ofensiv, însă va trebui să avem răbdare și să nu oferim spații adversarilor, a spus Fournier. Antrenorul lionezilor l-a lăudat pe Fatay și susține că nu are informații clare dacă acesta va evolua sau nu. L'absence ou non de Fatay, j'ai pas de formation, effectivement, c'est un joueur quand même clé du dispositif roumain et surtout c'est un poison constant pour la défense. Donc, pour le moment, je peux pas m'exprimer. Je ne sais pas s'il sera sur le terrain ou pas demain. Antrenamentul oficial pentru cele două formații a avut loc pe terenuri diferite. Dacă astralii s-au pregătit pe terenul 2, francezii și-au desfășurat pregătirile pe arena principală. Interesant a fost și faptul că Astra s-a cazat în Bulgaria, la Ruse, pentru meciul cu Lyon, în timp ce francezii au preferat să se cazeze la Giurgiu și nu în București. Meciul dintre Astra și Lyon începe la ora 19:45 și este arbitrată de o brigadă din Rusia cu Serghei Karasev la centru, respectiv Anton Averianov și Tihon Kalugin la cele două tușe. Oficialii Astra au anunțat că pentru acest meci s-au epuizat toate biletele, astfel că în tribune sunt așteptați aproximativ 8.000 de spectatori.